Salutare și bine v-am găsit la un nou video. Încep acest video mulțumindu-vă foarte mult pentru că am ajuns la, uitați, la 1000 de abonați. Am 1000 de abonați, dar asta totul mulțumită vouă, inclusiv mie, bineînțeles. Pentru că dacă nu postam eu și nu făceam eu acest canal, nu existam. Am făcut o mică comunitate, cel puțin de 1000 momentan. Sper să creștem împreună cât de mult, așa că nu uitați, dați un like, un share, să vadă și alții. Așa că hai să nu mai stăm la povești și să intrăm direct în acțiune, nu vă mai rețin, ca să vedeți exact continuarea videoului. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult. Azi suntem tot la soia, doar că azi o să dau în junglă, pentru că nu pot să-i spun altfel, aici este o junglă. Cam așa arată soia care urmează să o recoltez. Aici avem vreo 30 și ceva de hectare, nu știu exact, 30 și vreo 2 sau 34, ceva de genul, nu știu exact. Intrăm în junglă și o să fie un pic wow. Îmi place când am treabă așa. Aici deja și combina simte treaba asta. Tot ce sper eu e să nu mi se rupă coasa, deși am o coasă de rezervă, dar eu sper să nu am treabă cu coasa aici. Aici deja merg cu vreo 4 km. Încă îmi face soia curată. E lacrimă de curată, pierdere nu am. Da, să dau un pic de zoom acolo. Doar că jungla. Dar momentan se comportă ok. Un pic combina. Resimte toată treaba asta de... N-avem ce face, momentan asta e situația. Adică momentan asta e situația, n-avem ce face altceva. Mai trebuia să intrăm încă o dată la prășit, aici nu s-a putut intra. Din păcate, de erbicidat nu se erbicidează, nu avem voie să erbicidăm soia. De-aia am semănat-o noi la 70 ca să putem prăși. Dacă v-ați uitat la videourile mele mai de la început, acolo aveam exact cum prășam soia. Dar asta este, mergem încetuc și sigur. Un pic îmi bag un pic de porcuz din ăștia, dar nu pot să închid pe sută pentru că nu vreau să pierd. Așa că o idee o să fie mai murdar aici. Dar nu. Deci nu e exagerat. Nu e exagerat de murdar. Acum eu trebuie să ajung până acolo în capăt. Deci până în capătul ăla la altă, acolo. Până acolo în capăt trebuie să ajung. Sper să ajung până acolo fără nicio problemă. Se umple buncărul încet. Aici îmi fac urma. Fac urma acum. Am urmă să pot merge cu GPS-ul liniștit. Nu știu dacă se aude, probabil de la microfon are noise cancelling, adică oprește sunetele exterioare, dar nu știu dacă se aude. Un pic resimte combina treaba asta. Ai, ai, ai. Aici nici soia nu s-a făcut în mizeria asta, că n-am cum să-i zic altfel, este pur și simplu o mizerie. N-avem ce face anul ăsta, e anul în care oarecum toate culturile ne-au fost compromise, acolo avem un nevuraș, s-a dus. Ploile respective din primăvară ne-au afectat destul de rău. Pe noi ploile, pe alții seceta. Aici un pic se bagă lumea pe noi pentru că e un pod și trebuie luat cam din scurt, așa că aici mai intră lumea înspre noi. Și aș vrea cumva să fac ca să mai am o joară de venit în jos. Aici, după cum vă ziceam, trebuie să o iei cam din scurt, așa că aici face. Deja am și primul incident. Mi s-a blocat gâtul. Voi da înapoi. Să vedem care-i treaba. Da, merge. Ai, 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 ai. Aia da. Hai să vedem care. A trecut. Greu, da. Totuși a trecut.
Da, deci după cum puteți vedea, nu știu cât de bine se vede, sper că se vede ok. E destul de grav aici treaba. În sensul că e slabă și soia. Avem și multă mizerie în ea. Mergem destul de încet, adică chiar foarte încet. Încerc să fac cât de curată. Din păcate nu reușesc chiar aici, în zona asta, să fac extrem de curată, dar o fac destul de curată. Cam așa arată soia în zona asta, pe capătul de, dinspre granița aici, în spatele meu. Și în partea stângă, acum nu o să vedeți partea stângă pentru că mi-e pus fix, mi-e imediat îți plin, dar vă arăt așa. Deci vă explic mai exact. Deci în spatele meu și în partea stângă avem granița cu Ungaria. În partea asta cam așa arată soia, deci soia, că nu pot să zic, mai bine aș putea zice cultură de, nu știu, la noi se zice porcuț, sky, nu știu exact cum se zice în altă parte. Sper să mă ajutați și voi cu o altă denumire la această plantă minunată, care după cum puteți vedea arată cum arată, adică foarte sănătoasă. Foarte interesant e că atunci când am prășit, când am dat a doua prașilă, deci când am prășit a doua oară, era curat aici, era lacrimă. Și după ploile ale multe, se pare că ceva i-a convenit la planta respectivă și s-a cam ridicat de la pământ. N-avem ce să facem, este unde arată soia puțin mai ok, dar nu e chiar ce trebuie. În sensul, mă refer că nu e chiar ce trebuie pentru că noi am muncit mult pentru treaba asta. Se pare că anul acesta, asta vrea să ne arete că am muncit un pic deajaba, dar sperăm că la anul va fi mai mult, mult, mult mai bine. Acum, după cum v-am zis, sunt aproape plin. Mi arată aici buncărul. Aici mi arată buncărul, sunt aproape plin. Vine deja un coleg, dar e în celălalt capăt. Parcela asta este lungă de 1,300 km, deci 1300 de metri, 1400 cam pe acolo. Și colegul e chiar în celălalt capăt, dar până ajunge el o să fiu și eu plin, sper. Nu dă extrem de bine aici, dar am mărit puțin viteza. Normal merg cu 4 km, aici deja merg un pic mai tare pentru că nu e chiar așa de intens sky-ul respectiv. În schimb, în alte zone, o să vedeți puțin mai în față, în alte zone nu pot merge nici cu 3 km, nu cu 4. Știu că vi se pare o viteză extrem de mică, dar e chiar extrem de mare în momentul de față. Pierderi nu am, m-am uitat și azi pe jos, pierderi nu am. Puțin o fac mai murdare ca și ieri, dar doar unde zonele cu sky, în rest unde e curată iese lacrimă de curată. În schimb, unde zonele cu sky mai bagă și sky. Foarte puțin, dar bagă. Nu am cum să strâng, adică am încercat să reglez un pic să mi-o facă mult mai curată, să nu-mi bage sky-ul respectiv, dar atunci am puțină pierdere și nu vreau să am pierdere, așa că puțin sky bag și iese cât de cât ok, acceptabil. Chiar foarte ok, nu vreau să o pierd pe jos, șase e puțină, nu vreau să o arunc pe jos. După cum puteți vedea, recoltez și noaptea soia. Să știți că nu merge extraordinar de bine noaptea. Adică s-a lăsat deja roa, dar aici mai am de făcut o tură, așa că nu las aici, o fac acum. Vine și ploaie, după cum vedeți acolo nori extrem de nașpa. Partea aia nu cred că se vede, nu se mai vede, dar acolo se văd. Se anunță ploaie, așa că am zis că mai fac aici rapid o tură. Bate foarte puțin coasa, sper să n-am treabă să nu mi se rupă. Dar ce fain se vede acum. Mi-a oprit stabilizatorul, acum îl țin din mână și se vede ok. Aici în spate se vede soia. Mamă, dar ce fain curge. Da, bine, glumeam. Curge foarte fain, este bine. Pierderi nu am. Dar merg numai cu 4 km, 3 și 4 aproape. Am un pic de umiditate la aia, azi am tăiat 11 hectare, umiditatea aproape 15. Și în schimb aici putem zice că, oh, nu cred, uitați,
nu, speram să nu am așa ceva, dar totuși uitați că prind și aici. E noapte și n-am văzut. Dacă știam, nu mă băgam aici. Mamă, ce e aici? Na. Da. Cam atât și cu acest video, nu uitați să dați din nou un like, un share la acest video și puteți da subscribe dacă nu sunteți deja abonați. Abonați-vă, pentru că uitați, am reușit să facem o comunitate de 1000 de abonați și mare mulțumită din nou. Ne vedem la următorul video. Să aveți un weekend cât mai frumos.